Legea 17/2023 transpune o directivă a Uniunii Europene. Pentru infracțiunile grave de mediu, amenzile pentru persoanele fizice pot ajunge la 45.000 de lei, iar pentru cele juridice la 70.000 de lei. S-au modificat și s-au mărit amenzile contravenționale, în special pentru administrațiile publice locale, unde sancțiunile erau între 5.000 și 15.000 de lei pentru abandonarea, pentru modul de gestionare a deșeurilor, primăriile având obligația de a colecta și de a valorifica deșeurile prin operatori economici autorizați. Deci sancțiunile s-au mărit de la 5, vechile sancțiuni erau între 5 și 15.000, iar acum sancțiunile sunt între 20.000 și 40.000 de lei. Vreau să mai spun că anul trecut, în fiecare an de fapt avem controale tematice care au ca scop verificarea administrațiilor publice locale privind modul de gestionare a deșeurilor. Acest control l-am finalizat anul trecut în luna decembrie și vreau să vă spun că sunt foarte multe primării care încă nu au înțeles acest mod de administrare a deșeurilor și, drept urmare, s-au aplicat multe amenzi la foarte multe primării din cele 114 pe care le avem pe raza județului Suceava. Potrivit noii legi, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale au obligația de a asigura colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile din deșeurile municipale. Să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe contracte distinct. De asemenea, prin această lege, primăriile au obligația ca, începând cu anul 2015, să colecteze și să valorifice separat deșeurile textile. Este ceva nou în abordarea acestui capitol din legea 17. O altă obligație a primarilor și a administrațiilor publice locale este ca până la sfârșitul acestui an să amenajeze locuri specifice pentru colectarea deșeurilor vegetale, a biodeșeurilor. Așa. De asemenea, aceste deșeuri vor fi valorificate tot prin agenți specializați. În prezent avem operatori care valorifică aceste deșeuri. Dacă până acum, prin vechea ordonanță de urgență, erau sancțiuni pentru abandonarea și îngroparea deșeurilor, prin legea 17 este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Deci legea este foarte severă și s-a înăsprit a tuturor sancțiunilor și cred că este și timpul pentru înăsprirea acestor sancțiuni. Dacă județul nostru a fost, agenții economici au înțeles și administrațiile publice locale de asemenea și nu prea ne-am confruntat cu deșeuri îngropate, deșeuri ascunse prin decât în foarte puține cazuri, în țară nu s-au întâmplat astfel de lucruri și au fost nenumărate cazuri în care au fost abandonate deșeurile medicale, îngropate, și cred că este timpul ca toți să înțelegem că aceasta este o obligație a noastră, să asigurăm un mediu sănătos și curat. Anul trecut, autoritățile au oprit la granițe, înainte de a intra în România, peste 3.000 de tone de deșeuri.